Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Pe parcursul zilei de mâine, la Chișinău, în cadrul IRIM, se va desfășura o conferință științifico-practică cu genericul Personalitate și Sport, Teorie, Metodologie, Practică, ediția a patra. Aceasta este tema ediției de astăzi, Reflector Analitic. Alături de noi în studio este Ivan Curdov, profesor universitar, șef catedră Educație Fizică și Sport IRIM, antrenor emerit de lupte judo a Republicii Moldova și URSS. Bună seara și bine ați venit! De asemenea, îl salut pe Serghei Busuioc, de asemenea profesor universitar, decan al Facultății de Pedagogie, Universitatea de Stat, Educație Fizică și Sport, maestru în sport a Uniunii Sovietice, antrenor emerit. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! De asemenea, zic bună seara și domnului Gheorghe Țăruș, director adjunct Școala Sportivă Republicană Specializată de Lupte, Andrei Doga. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Curdov, vreau să încep cu dumneavoastră această ediție, să vă întreb de ce este nevoie de o asemenea conferință științifică și care până la urmă este scopul? Vă rog! Bine! Rectorul Găbru проводить институтские конференции, а наша профессия физической культуры и спорт не входит в тематику Института международных отношений. Как же быть? Он мне объясняет, а вы проводите свою конференцию. Я говорю, как? А вы говорите, что у вас отец второй по жизни, долго, вот, о нем давайте. Я говорю, спасибо, я же сразу понял мысль. Потому что как-то мы шли, значит, кто такой Дога? Все говорят, известный композитор, а Дога, Андрей, не, такого не знаем, не знаем. Лишь один нашелся, мы по улице ходили, говорит, а был такой известный тренер Дога, который он основатель борьбы с самой Республикой Молдовы и были ведущие борцы на уровне Советского Союза бывшего. И я, значит, сразу мысль была провести, значит, первую конференцию в нашем институте из серии «Спорт и личность. Память». Память о тех, кто забыт, кто не открыл, внесли большой вклад в развитие физкультуры и спорта Республики Молдова. Вот была такая возникла идея провести эту конференцию. Кстати, эта конференция единственная на день сегодняшний, аналогов нету. И мне звонит Елисея, президент Федерации Европейского самбо России, говорит, Иван, мы можем ваш проект возьмем и тоже будем применять в другие страны из этой серии «Спорт и личность. Память о лучших спортсменах и самбистах всех эпох». Спасибо. Da, domnule Busuioc, eu cred că dumneavoastră sunteți persoană tocmai cea mai abilitată să deschideți parantezele de rigoare și să ne spuneți cât de prezentă rămâne a fi știința în lumea sportului și viceversa. Pentru că la o primă vedere s-ar părea că lucrurile oarecum sunt sau merg pe căi diferite. Haideți să ne vorbiți despre frecvența conferințelor științifice de această natură și să ne vorbiți propriu-zis de aceste personalități în cinstea cărora sunt organizate sau este organizată și conferința despre care vorbim, că se va desfășura pe parcursul zilei de mâine. Vă rog! Da, bine. Inițiativa Institutului Relații Internaționale de Moldova pentru a desfășura aceste conferințe este nobilă, deoarece pedagogii sportivi, cum a fost Andrei Doga, merită să fie menținuți în memoria noastră. Și foarte bine că Universitatea noastră de stat, de educație fizică și sport, se află anume pe strada Andrei Doga. Andrei Doga. Este o coincidență frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Și plus, aș spune că mai avem încă străzi care sunt în numele sportivilor, anume cei care au practicat luptele. Sambo, judo, este strada în numele lui Valentin Guțu, la Malina Mică. Deci asta este foarte important, deoarece noi când predăm la Universitatea noastră de stat de educație fizică și sport acest obiect, întotdeauna menționăm și studenții sportivii înțeleg că societatea are nevoie de dumnealor și dacă dumnealor vor atinge niște culme în sport, societatea probabil poate menționa cu medalii, cu ordine, cu denumirea străzilor și aceasta este o motivație foarte serioasă pentru sportivi să se ocupe. Totodată aș spune că Universitatea noastră organizează anual o conferință internațională unde vin uneori peste 30 de instituții superioare din diferite țări, cei care dezvoltă educația fizică și sport în lume
Și de obicei, în septembrie, la universitate se desfășoară această conferință științifică în domeniul sportului. Dar este foarte bine venită această conferință anume că personalitatea și sportul, aceasta este o altă direcție care merită să ținem minte cine a fost Andrei Doga, cine Valentin Guțu, cine a fost Vasile Usic, Ion Cuvârlian, cei care s-au sacrificat pentru sport și pentru nu numai pentru ei personal, dar prin ei ne-am mândrit. Da, noi ne-am mândrit cu aceste persoane, deoarece când plecam la competiții și eram tineri, în alte echipe erau campioni mondiali, campioni europeni și tu te simțeai foarte umilit că prezinți o țară care nu are medalii la cel mai mare competiții sportive internaționale. Și atunci când Andrei Doga a reușit să pregătească o echipă care s-a clasat pe locul 3 la Spartacheada Popoarelor a Uniunii Sovietice și la campionatele Uniunii Sovietice, atunci vii la această competiție, la această probă sportivă și nu numai, dar și celelalte probe sportive se mândreau și spuneau că și noi avem vedete. Cine? Este o vedetă campion a Uniunii Sovietice, campion european. Și tot așa. Deci aceasta este o motivație foarte mare, nu numai pentru cei care practică această probă sportivă, dar și ceilalți. Ia că noi acum ne mândrim cu băieții care au obținut medalia de aur la campionatul european de greco-romane, Victor Ciobanu. Deci ne mândrim. Denis Vieru, campion european tineret, seniori under 23, acum a câștigat 3 turnee Grand Prix la rând. 3 turnee în Spania, în Turcia, în Azerbaijan. Franța. Deci, da, Franța. Vă spun că asta este o mândrie. Deși unul practică greco-romane, altul judo, dar astea sunt luptele. Și luptele la noi în țară întotdeauna s-au dezvoltat foarte bine, deoarece este un lucru individual. Și aici, într-adevăr, dacă n-ai să lucrezi cu copilul științific, n-ai să păstrezi acest talent, noi nu putem să concurăm cu țările cum este Statele Unite sau Rusia, unde au potențial uman foarte mare. Sute de milioane de oameni locuiesc acolo și se poate fi făcut o selecție pentru oarecare sport. Și vreau să vă spun că noi trebuie să lucrăm personal cu unul, cu doi, cu trei și să-i ridicăm sus la culmele sportului și anume știința, atunci ne trebuiește știința sportului, pedagogie, să-i spui un cuvânt bun acestui sportiv, să știi la locul lui, să-l motivezi să facă lucru uneori foarte, foarte greu pentru sportiv. Domnule Țăruș, iată, Bolens Nolens a ajuns în domeniul dumneavoastră de activitate. Sunteți cel care instruiți la modul direct viitorii sportivi, viitorii oameni care ne vor reprezenta țara în diferite sau cu diferite ocazii. Vreau să vă întreb aici, simplu, cât de solicitat rămâne a fi sportul în condițiile în care în Republica Moldova majoritatea concetățenilor noștri sunt absorbiți, nu știu, de aspectul ăsta financiar. Se orientează spre meserii care în final vor obține dividende financiare. Sunteți solicitați și cât de multă speranță puneți în tânăra generație, pentru că spunea și domnul Busuioc, viitorul nostru se începe tocmai de la ceea ce faceți dumneavoastră, un lucru nobil, depistați tineri care vor spune că Republica Moldova are viitor. Vă rog. Da, eu vreau în primul rând să vă spun că am avut norocul să activez în școala care poartă numele lui Andrei Doga. Mă mândresc cu asta și vreau să menționez că acum în școală activează sportivii care au fost antrenați de domnul maestru. Este prezent domnul Ion Curdov, da. Fratele lui, domnul Simeon. Și vreau să vă spun că tinerii practică sportul, practică luptele, mai ales că ei în genetic la noi, la moldoveni, în sânge suntem luptători. Acum avem în școală 348 de sportivi, 13 grupi sunt la etapa începătoare, deci de-abia încep
aș se învăța a lupta. Și 15 grupi la etapa avansată. De acum care ei participă la competițiile naționale, internaționale. Anul acesta avem de acum în lotul național calificați la lupta sambo. Deci că domnul Doga a fost antrenor de lupta sambo. Deci 7 sportivi de acum la categoria de vârstă junior și tineret. Deci în an am avut un locul 3 la lume la lupta sambo la categoria de tineret. Anul acesta chiar nu de mult s-au întors sportivii de la un campionat foarte înalt din Austria, care s-au clasat un sportiv în categoria de 73 de kilograme pe locul 2 și categoria de 60 invers, în categoria de 66 de kilograme pe locul 2 și în categoria de 73 de kilograme pe locul 3. Deci suntem solicitanți, noi avem profesori bine care își cunosc meseria și de atâta avem și sportivi. Domnule Țăruș, întrebarea mea e tranșantă. Un tânăr venind dintr-o familie modestă din punct de vedere financiar, poate obține performanțe? Pentru că deseori în societatea noastră s-a creat un paravan. Nu ai părinți bine puși pe picioare, nu vei obține performanțe. Așa sau nu? Haideți să dărâmăm un mit. Da, așa este. Dar să vă spun cinstit și după practica mea, cei care vin dintr-o familie așa mai slab financiar, vin anume la lupte. Cei care au bani se duc la fotbol, la tenis de câmp, la sportul acest care mai așa mai... să zic eu, mai modern. Avem dureri da, și greutăți. Da, dar necătând la faptul, ei au tărie de caracter, își pun scopul și se antrenează și sub conducerea antrenorului obțin foarte bune rezultate. Măcar că el este, cum a spus și dumneavoastră, dintr-o familie așa mai modestă. Da. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, iată, când vorbim despre conferința de mâine, se încearcă, nu știu, scoate în prim plan calitățile și succesele pe care le-au obținut trei mari personalități. Este vorba de Usyk, Guțu și Sharkansky. Vreau să ne spuneți, de ce în societatea noastră asistăm la un paradox? Marile personalități care au creat imaginea acestei palme de pământ sunt date uitării. Cum se explică fenomenul? Păi mă că din triumf, da, păsimul, da? Da. Deci abici nu ne așteptă. Este triumf, este Vasilii Usyk, Valentin Guțu, Vladimir Sharkansky, чемпионы Советского Союза по борьбе с самбо. Представляли нашу страну, Республику Молдову. Понимаете? Дальше, представляющим эту сборную команду СССР на мировом рынке, тоже представляли Республику. Скажу вам откровенно, на день сегодняшний, чемпионаты Европы, мира слабее, чем чемпионаты Советского Союза. Попасть в сборную СССР практически было невозможно. Единицы, это значит три человека, попали в сборную СССР. И нашу маленькую республику Молдову представляли на мировой европейский форум по борьбе с самбо и дзюдо. Вот посмотрите, людей я выбрал. Они достойно несли, значит, как на руках представляли нашу прекрасную республику Молдову своими спортивными показателями. Выигрывать турниры европейского и мирового уровня. Почему на них я остановился? Да. Сейчас почему, значит, мы, значит, редко вспоминаем известные мастера спорта? Почему? Вот смотрите, турнир Гуцу. Наши два года заглох. Комитет, Олимпийский комитет проводил, да? Турнир Усика, а Гуцу ведь был вице-президент Олимпийского комитета. Вот оно. Дальше смотрите, ну что интересно получается. Улица, я... На манеже не было даже таблички, что улица Доги. Я пошел с братом покойным, заказал таблички, поставили улицу Догу. Далее, более того, значит, смотрите, что значит, получается. Назвать школу Андрея Догу. Чиновники с Министерства спорта бывшего не хотели ничего. Так я звоню Мишину, депутату Владимир Николаевич, он был друг семьи Доги. Владимир Николаевич, безобразие, готовые документы. Все, ничего не подписывает Министерство молодежи и спорта, когда был Бодищанов там, и этот и люди были. Я говорю, так спасибо эту Мишину. Он взял, разобрался, депутатское было поручение было, и призвали эту школу. А сейчас, тем более, они, эти люди должны чиниться, они, которые должны их помнить, и почему сейчас мы провели эту конференцию. Я пошел дальше, провел вторую конференцию памяти брата моего Семена Куртова, который был в Египту,
чемпионата Советского Союза, встреча командная Москва-Россия, счет 4-4. Кто победил? Команда Молдова. Почему мой брат покойный выиграл чистым броском у пятикратного чемпиона Советского Союза Лукичева? 4-4, но по качеству мы чемпионы Советского Союза в команде. Россию обыграли, родину самбо. Вот почему мы должны помнить этих людей. Я провел сейчас третью конференцию памяти чемпиона Европы, пятикратного чемпиона Советского Союза Ивана Куврульяна, который тоже царство небесное. Эти люди достойны, которые внесли большой вклад в развитие нашей молодежи, воспитывающей поколение любить свою страну, свою родину, прекрасную Молдову. Вот почему мы по время этих конференции. Да. Domnul Suioc, într-o societate democratică, cum se vrea fi cea din Republica Moldova, ar trebui să existe și politici viabile la capitolul promovării educației, culturii și sportului. Nu știu dacă e un paradox, așa cum îl numesc eu, faptul că nu avem un minister de resort, da, au fost comasate sau nu știu ce, dar vreau să aflu poziția unui om din domeniu. Există politici viabile într-o dezvoltare a sportului și a culturii fizice? Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, puneți probabil o piatră în temelia viitoarei case. Cum se vede din interior? Din interior se vede următorul fapt. Că în primul rând trebuie dezvoltată economia țării, apoi, în baza acestui dezvoltări, se dezvoltă de acum și alte ramuri și infrastructuri. Deoarece dacă nu este finanțare, nu avem unde să-i aducem pe acești copii. Dumneavoastră, deci, nu m-am pregătit să vorbim pe această problemă, dar vă spun un lucru. Tineretul pleacă din țară, n-are de lucru. N-are de lucru. În secții sportive vin tot mai puțin și mai puțin tineret. Noi observăm acest lucru. În universități vin mai puțin pregătiți. De acum 10 ani în urmă, dacă noi ne bucuram și cerem de la studenții că va fi admis la învățătură, la universitate, cel care se ridică cel puțin 20 de ore la bară, astăzi dacă se ridică de 5-7 ori, noi suntem satisfăcuți. Apoi lucrăm cu acești copii și îi ridicăm la acest nivel, la nivelul acela care au fost înainte cândva. Astăzi, sincer vă spun că, datorită că stadioanele sau locurile între căs de acum sunt pline cu case, nu cu terenuri de sport, dar școlile sportive se închid că nu avem buget să menținem antrenorii, tot mai puțin și mai puțin la număr, sunt școlile mai puțin la număr. Deci eu vă spun așa un lucru, că pot să vă spun direct, că dacă va fi și mai departe condusă această economie, da, dezvoltarea țării noastre, va fi foarte rău. Și foarte bine că se construiește această arenă care este la Stăuceni, foarte bine că funcționează la Ciorescu această sală polivalentă unde eu am fost prezent. Iată, dumneavoastră, anticipați întrebarea mea. Noi avem posibilitatea să găzduim, nu știu, campionate, pentru că documentându-mă pentru această emisiune am văzut că, iată, spre exemplu, în memoria lui Vasile Luca, chiar în sediul instituției pe care o reprezentați dumneavoastră, s-au reunit aproximativ 200 de sportivi din Belarus, Ucraina, Republica Moldova. Deci eu săptămâna trecută am fost la Ciorescu, unde a fost organizat un turneu internațional la gimnastică ritmică. Și vreau să vă spun, peste 300 de sportivi din 8 țări au participat acolo. Frumos, într-o localitate deci, din municipiul suburbie. Din suburbie. Asta este foarte, foarte frumos și foarte bine. Deci dacă o să avem aceste baze, o să putem lucra. O să putem lucra. Dar uitați-vă ce se face la noi în Chișinău. Unde au fost terenuri sportive, astăzi stau niște case. Și unde copiii din aceste case care s-au construit cu 20 de etaje, cu 16 etaje, să iasă, unde să joace? N-au unde. Casă peste casă. Eu nu înțeleg de ce nu se lucrează în Consiliul Municipal, de ce nu se pun probleme așa cum era înainte, în discuție. Doar erau lege câte locuitori, câte terenuri proporția trebuie să fie, terenuri de sport. Acum, și instituții de menire socială. Case sunt construite, care nu sunt populate de oameni și vreau să vă spun că unde se facă copilul mișcare? Nicăieri.
dar cea mai mare pedeapsă pentru omenire, omenirea singur a stabilit, este închisoarea. Deci lipsă de mișcare. Noi îi lipsim de mișcare pe copii și îi degradează. Asta este problema. Problema este cea mai mare, lipsim copiii de mișcare. Domnule Țăruș, vreau să rămân în albia celor remarcate un pic mai devreme. Politici viabile într-o dezvoltare a culturii fizice și sportului și pornind de la îmbinarea activității științifice, pentru că asta era ceea ce ne-a unit astăzi în acest studio. Există ceea ce trebuie să promoveze sau există politici clare la acest capitol? Adresate copiilor, adresate, iată, celor care îi instruiesc? Dacă ne referim la profesori antrenori, da, se desfășoară seminare, se desfășoară conferințe, se mai desfășoară, poate nu într-o așa cât trebuiește, poate și mai mult, dar dacă ne referim la copii, practic nu avem așa activități care, puține activități care se desfășoară la nivel de stat sau... Iată, îl întrebam și pe domnul Curdov, cum se explică faptul că se așterne această tăcere asupra unor personalități care au făcut istorie? Este o indiferență a noastră? Este lipsa mijloacelor financiare așa cum este invocat uneori? Este plauzibil argumentul? Mi-e greu să spun, să dau răspuns la această întrebare, pentru că domnul, la, pentru a da nume, nu mai există, nu mai trebuie să așa multe finanțe, dacă să vorbim așa. Datorită domnului Curdov de acum a patrulea ediție, da. Și datorită acestor conferințe, lumea, copiii cunosc despre acești antrenori valoroși care au fost la noi în țară, din păcate acum nu, care ca un exemplu pentru copii, pentru ca să le dăm un exemplu, să le dăm un imbolt, să-i scoatem, cum a menționat și domnul Sergiu, să-i scoatem de la calculator, să-i scoatem din încăperi, să-i scoatem din apartamente, că din păcate acum toți stau la calculator și să joacă fotbal, în schimb că să iasă pe teren și să joace un fotbal adevărat, nu cel care e la calculator. Deci asta e, așa văd eu, că ar fi de dorit să fie mai multe activități de aceasta, de a promova sportul în Republica Moldova, de a promova sportivii de valoare care... Dar vă puneți mari speranțe? Întrebarea mea e directă. Iată, lucrați zi de zi cu niște copilași care pot fi mânuiți sau modelați ca și-a luat-o, da. Da. Vedeți potențial în ei? Sigur. Avem nume care credeți că o să facă istorie? Sau e dur? E prea mult spus. Da. Nu pot să vă dau nume acum, că ei sunt mici, nu putem să spunem ce a... Dar da. Sunt. Este domnul... Da, da. Vă rog, puteți interveni. Da, pot să intervin și vreau să vă spun așa un lucru. Spuneți. Sportul tot mai mult depinde de baza economică. Și vrem noi, dorim noi, ori nu dorim, copilul va pleca în secția aceea unde el poate să câștige un ban. Și vreau să vă spun un lucru. Dacă nu sunt create condițiile, dacă economia este slab dezvoltată, noi o să-i pierdem pe sportivii noștri, noi o să-i pregătim până la un nivel, apoi acești copii vor pleca în alte țări unde pentru acest lucru de acum se plătește. Cu părere de rău, dacă noi am trăit înainte în o țară cum era Uniunea Sovietică și acolo era dotat cosmosul, sportul, era dotat din visterie statului, astăzi la sport mie mi se pare că s-a alocă tot... Ceea ce trece printre degete, da? Da, dar ca să treacă mai mult printre degete, trebuie, iarăși vă spun, numai decât economia trebuie dezvoltată. Dar eu vreau să vă întreb, nu știu, o alternativă sunt aceste centre private? Credeți în ele? Nu știu, cluburi? Cum ar fi termenul cel mai... Centrele private se ocupă de sănătatea omului. Sportul este o muncă foarte mare și de multe ori în detrimentul sănătății. Și acolo este sacrificiu. Ca să faci un rezultat, să scoți un rezultat, trebuie să faci un sacrificiu. Dar acum omul nu mai dorește,
să distrugă sănătatea lui personal. La noi de multe ori se întâmplă că se rupe piciorul sau mâna sau se fracturează ceva. Din a cui cont se lecuiește copilul? Din contul familiei. Din contul familiei. Asta e problema. Domnule Curdo, vorbeam despre personalități, vorbeam despre astea trei mari nume despre care urmează să se discute pe parcursul zilei de mâine. Mi-ați vorbit un pic mai devreme despre însemnătatea în societatea Republicii Moldova a lor, dar eu aș mai adăuga un nume. Este vorba de Oleg Crețu. Un sportiv care a făcut și face istorie în continuare. Haideți să ne deschideți dumneavoastră parantezele și să ne vorbiți despre ceea ce a reușit dânsul să aducă acasă. Alec Crețu este astrelea conferință în buit piatră pe cerodese после gustul шарканского и усика. Da, urmează să... Это гордость и радость страны. Ведь никто же не знает, когда наша была Олимпиада была в Афинах, рядом же с Грецией, покойный президент Федерации паралимпийцу Барбьеру Коля, и я бегали, найти деньги, парни, здесь рядом пешком пройти до Афины и дать им, чтобы он прошел за страну, будет медаль. Один ответ, нет денег, закончишь министерство, не успеешь сказать, здравствуйте, не успеешь, нет денег, опережает. Что делать? Он уехал на проверку в Уфу, там есть хороший ученик Филатова, на проверку. И здесь мне звонят, можем мы повезем ее за Россию. Как? Мы ему гарантируем лечение. А пенсия у него была 221 лей. Слепой инвалид первой группы. Дать ему России, гражданство, выступать за Россию, мы обеспечим лечение бесплатное. Были мелочи, чтобы он был созрел. И он принял гражданство России, выехал за Россию в Афинах, взял он серебряную медаль. Первый раз. 2008 год. Мне звонит Глигард с Пекина. Иван Иванович, мы чемпионы в Пекине. Золотая олимпийская медаль за Россию. Пенсию дали ребенку. 500 долларов российской пенсии и 500 долларов президента Путина за олимпийскую медаль. Вот какой путь его. Этот человек должен быть на уровне в такой позиции. Сейчас он уже назвали школу имени Олега Крецу. Проводится турнир на Олега Крецу. Дальше Олег Крецу стал президентом Паралимпийской Федерации Республики Молдова. Дальше Олег Крецу только вернулся с Баку, боролся на турнире, выступает, завоевывает квоту на Олимпиаду уже за Молдову. Все согласовано с Федерацией Российской Федерации, они не возражают. И Олег, это должны на него начать молиться, страна, это позитивный человек. Делает все для нашей Республики Молдова. И наши дети, студенты, я приглашаю сюда к себе на лекции, на занятия. Вот какая сила воли, вот какое мужество, какой патриотизм. Все-таки он домой вернулся и хочет, чтобы страна жила хорошо. Люди выступали, тревались, потому что сейчас проводятся соревнования. В наши времена платный был вход и висели на потолках. Сейчас соревнования, зал пустой, только участники и больше никого. Конечно, финансирование. Во всем мире два кита финансируются. На первом месте это образование и здоровье. Не будет здоровья, не будет образования, не будет страны, не будет экономика. Два кита – образование и физическая подготовка. Вы же помните ГТО, БГТО – все. Потому что не всем быть чемпионом, не всем. Массовость порождает как усики, как гусу, как шарканский, как Олег Крецу. Понимаете меня? Забыли все, что нету финансирования по счету, нет денег. Есть деньги, и на коттеджике есть деньги, на машины богато есть деньги. А для здоровья, значит, а здоровье – это богатство страны. Мы это потеряли. Олег Крецу для наших, я говорю, это богатство нашей страны. И чем больше и больше таких людей, как Олег Крецу, тем будем мы богаче духовно, и морально, и материально. Вот так мое видение. Domnule Busuioc, eu vreau să ne spuneți dacă împărtășiți aceeași viziune. O tragedie a zilei de astăzi este faptul că o bună parte din sportivii moldoveni evoluează sub alte drapele? Sau e ceva firesc? Cum vedeți problema? Vă spun că lumea sportului se dezvoltă în continuu. Și acum este... Deci noi, băieții care am rămas aici, ne mândrim cu rezultatele care obțin băieții noștri în alte state. De ce? Fiindcă el, cât a fost copil, a obținut rezultate pentru țara noastră. Țara noastră i-a întors înapoi cât a putut. Mai departe, el creează familie.
Și dacă el creează familie, el trebuie să, el își cere scuze de la noi și spune: scuzați băieți, eu plec în altă parte, în altă țară. Cum a fost Toma, Sergiu Toma, a plecat în Arabile Emirate, da, și a obținut medalia de bronz pentru această țară. Noi ne mândrim cu cei sportivi care au devenit specialiști de frunte. Avem pe Anatol Gudea, antrenorul lotului național al României la lupte libere. Îl avem pe Borea Sava, care a plecat și tot este antrenor al lotului național de juniori. De ce? De atâta că unde se plătește astăzi, acolo cată, acolo pleacă omul. Dar este în detrimentul țării noastre. Este în detrimentul țării noastre, dar ca să fie țara noastră, să nu piardă sportivii, să nu piardă specialiștii, ei trebuie să creeze aici niște condiții favorabile. Și încă o dată, și iar, dacă, ca să fie creată această condiție, este în primul rând, iarăși mă întorc înapoi, de-am a treia oară astăzi, economia. Economie. Dacă o să avem economie bună dezvoltată, atunci putem să ne permitem să avem și un sport în Republica Moldova. Sportul se ține pe economie, pe o națiune care este de acum înzestrată cu bunătăți, hai să spunem așa. Dar dacă noi putem să ne distrăm atunci când avem ce mânca. Avem ce mânca? Înseamnă că plecăm în sală. N-avem ce mânca. Plecăm la Moscova și construim Rusia sau construim în Italia sau construim în America. Acolo, ia că lumea pleacă de la noi. Pleacă din țară. Da, domnule Țărușu, eu vreau să privim această problemă a instruirii copiilor dual. Pe de o parte vreau să vă întreb dacă în Republica Moldova au rămas suficient specialiști ca să instruiască tânăra generație. Și pe de altă parte vreau să vă întreb că dacă acești copii care oricum beneficiază de instruirea respectivă, nu știu, în baza relațiilor internaționale pe care le aveți, a colaborării, beneficiază de anumite turnee, instruiri, nu știu, schimb de experiență cu alte state, alte instituții similare de învățământ? Haideți să o pornim de la specialiști. Avem specialiști? Să începem cu prima întrebare referitor la specialiști. Din păcate, întrebarea este foarte, așa, să vă zic, avem chiar o problemă în privința specialiștilor. Deci, chiar dacă universitatea de stat pregătesc specialiști foarte buni, ei, după finisarea studiilor, din păcate, pleacă. Pleacă peste hotare tot. Pentru că, din păcate, școlile sportive poate să le ofere o leafă cât de cât, așa, cum este ea, mică. Simbolic. Și de atâta ei nu vin la școli sportive ca să... Domn Țăruș, întrebarea mea e simplă. Un tânăr specialist, iată, vine în cadrul instituției pe care o reprezentați în această seară. Ce salariu are? 4.000 de lei. Pentru o normă? Sau pentru o normă de 18 ore, da, pe săptămână. În sală. 18 ore. Haideți să vorbim acum și despre colaborările pe care le aveți și această mobilitate, dacă e posibil, între elevi. Da, da. Acum, chiar acum noi delegăm pe data de 17 la două turnee, unul în România la lupta Taekwondo VTF și la un turneu în Polonia la lupta Judo. Deci avem bugetul școlii care noi îl gestionăm într-așa fel ca să delegăm sportivii cei care vor aduce un rezultat. Cei care începători îi facem pe loc diferite turnee în colaborări cu Federația de Lupte, turnee pe loc. Deci în Chișinău, în Republică. Și ne delegăm cum putem, cu transportul personal. Da, vă ajută cineva, iată federație, nu știu, statul, când zic statul, mă refer, ministerul. Ministerul, da, ultimii 2 ani de zile, da. De când a venit un director, Constantin Meriacre, care este foarte activ, foarte activ și s-a făcut și reparații și în sediul școlii. Da, și de acum am arendat alte săli mai bune decât cu apă caldă, știți cum, de acum cu condiții.
Și deci, într-adevăr, și plecări la competiții avem finanțare, dar totuși finanțarea asta este mică. Deci, s-o îmbunătățit, dar de dorit, insuficient. Da, domnule Curdov, dumneavoastră, iată, experiența de viață pe care o aveți vă permite să trageți niște concluzii. Atunci când vorbim despre promovarea educației fizice și sport, să faceți o comparație cu ceea ce a fost până la 90 și ceea ce este deja de 27 de ani încoace. E suficient atenția acordată? Răzvite sportul în Moldova. Nu, zicem așa, adică fapte în așa. Vă rog. Факты насчет, не насчет. Я же обещаю, насчет. Я боролся до 30 лет. Был активный борец, закончил активно, поступил в Москву в аспирантуру, еще. Брат мой 35 лет стал чемпионом Советского Союза, лисейских спортсменов, в этом 35 лет. Дальше, значит, пойдемте. Что делал? Было спокойно, базы спортивные были. Донер, были базы спортивные. Я спрашиваю, где находится стадион республиканский? Нету. Где находится бассейн? Бассейн. Нету. Юность. Где находится Молдова, Нарышкановская? Там, где я была встреча сборная СССР, сборная значит, Японии по борьбе сам, где я тоже боролся с японцем, были два бассейна. Прыжковая вышка, детский бассейн, взрослый бассейн, залы борьбы, игровые залы. Больница. Где? Сделали медпарк, вы же понимаете? То есть базы закрыты полностью. Где находится локомотив, база, где было водное поло? Люди были в сборной СССР, призеры, чемпионы мира, Олимпийские игры были. По водному полу, да. Водные, были прекрасные специалисты. Сейчас до 90-х была великолепная база, была массовость, занимались. Это был праздник. Я выходил бороться, как шел на фиесту. Это был праздник для меня. Как же бороться с японцем, с австрийцем, с французом? Мне было интересно. А сейчас 20 лет, и больше нет его в спорте. Я его понимаю. Экономика. Нету квартиры, платное обучение, платное лечение. Это экономика в тупике. Поэтому какой приходит, значит, сколько стоит, значит, платить, какие базы. Базы нету. Сейчас построят, какую-то пару строят. Вставщенок, подожди, здесь центр зала пустует, а там они на отшибе. И люди не заинтересованы. И поэтому идет бандитизм. За выражение, значит, разврат и так далее, и так далее. То есть мы потеряли духовность, беготня, деньги. Ушла духовность. Нету ничего. Смотрите, что такое, ничего не читает. Ведь компьютер увезли. А где же духовность? Только книга дает образование, только книга дает развитие. И дает память, мысль дает. Образование. Это страшно. Мы деградированы. Это все начинается не от вас, не от вас. Идет оттуда, вот сверху, такое направление. Их не интересует будущее поколение. Пусть уезжает. Даже была передача после пасхальной. Все это не улыбается, телевизор. Ой, у нас на 7% больше прошли, значит, там были ученики в аэропорту. То есть деньги прибавились. Надо плакать, что люди уезжают туда, не приезжают. Вот и мы теряем. А люди, народ, это богатство страны. С кем мы останемся? Дома строят, дома сносят, да. Прямо около манежа дом построили. Кто будет там жить? Китайцы? Некому жить, строят. Ребята, мы забыли, что у нас есть дети, подрастающее поколение. Наша забота их подготовить, быть хозяями этой страны. И привлечь, кто уехал. Ребята, приходите. Надо дать им условия, чтобы они почувствовали родину. Потому что родину и родители не выбирают. Родину родители не выбирают. Correct. Я всем говорю, что когда на смерть говорю, что я родину не выбирал, гражданство не выбирал, я болгарский сын молдавского народа, это моя родина, моя страна. Сколько Бог даст силы, я буду работать на эту страну, я благодарен ей. Это моя страна, там нет, пока я не вижу. Извините да. За такое активное, такое бурное выступление. Domnule Busuioc, documentându-mă pentru această emisiune, am găsit pe internet că aveți o fructuoasă colaborare cu diferite instituții de învățământ similar și am văzut că aceste colaborări nu se limitează doar la dimensiunea științifică, cum ar zice unii în calitate de decan, și am văzut că se realizează și anumite schimburi, participări la diferite competiții. Vreau să ne spuneți, iată, conduceți facultatea de pedagogie.
Dimensiunea aceasta științifică îmbinată cu colaborarea internațională, cum este realizată? Ce bifăm la capitolul succese? Vă rog. Spune că succese, avem un manager exclusiv, este rectorul nostru, Vyacheslav Manolache, care a construit o bază europeană, mondială, de nivel mondial, adică avem condiții decente pentru a munci, pentru a învăța tânără generație în niște săli sportive foarte luminoase, spațioase, călduroase, avem o ospătărie foarte bună, avem bibliotecă foarte bună și vreau să vă spun că tineretul care vine la noi se miră. Cum așa în Republica Moldova poate exista o instituție superioară de acest fel? Vreau să vă spun că colaborările sunt foarte strânse cu mai multe țări, începând cu Ucraina, Rusia, Polonia, ne extindem tocmai până la Coreea de Sud. Până la Coreea de Sud. Vin aproape anual sau din Coreea de Sud, sau din America, sau din Rusia, sau din Ucraina. Vin partenerii noștri cu care noi lucrăm, discutăm diferite. Numai la catedra de probe sportive individuale, din care fac și eu parte, vreau să vă spun că au venit de la Federația Europeană de Judo de două ori. Coreea. Coreea. Da, din Coreea. A venit de la Federația de Lupte, adică Uniunea Mondială a Luptelor. Au venit specialiști. S-au organizat la catedra noastră aceste întruniri a antrenorilor din toată Republica, unde au fost niște cursuri de o săptămână de zile, de trei zile. Și, deci noi întotdeauna ne străduim să îmbinăm știința cu profesorii care lucrează cu copiii. Lucrează. Îi spunem că ce noutăți apar în lume, că și în mediul academic, da, inclusiv. Da, da, da. Și avem un departament special unde profesorii și antrenorii continuă mai departe învățătura lor. Deci, peste fiecare 5 ani de zile, dumnealor vin la noi și fac cursuri de perfecționare. Da. Domnule Țăruș, pe final de emisiune, întrebarea firească. Cum vedeți ziua de mâine la capitolul dezvoltării educației fizice și sportului în țara noastră? Pentru că sunteți, cred că, persoana abilitată să faceți unele pronosticuri. Se vor schimba? Aici se atestă o anumită înviorare a stării de lucruri. Știți, este o vorbă în popor, speranța moare ultima. Da. Așa și eu. Sperăm că o să fie mai finanțare. Principalul ca să fie o finanțare mai bună. Pentru că noi, profesorii care sunt foarte pregătiți. Deci cadrele didactice sunt foarte bune. Eu mă refer la mine, la școală, unde eu activez. Dar și pe toate țara. Dar există genuri de sport mai vulnerabile sub aspect financiar? Pentru că tot respectul față de regele sporturilor, fotbalul, acolo multă lume ar zice că cheltuieli enorme nu trebuie. Că nu sunt rezultate, da. Ce fost să vă spun? Se favorează mai mult sporturile olimpice. Din păcate, cele neolimpice nu presc. Cum este sambo, da? Da, cum este sambo, da, care țin foarte mult la lupta sambo, pentru că am început când era lupta de bază în școală sambo. Și profesorul, domnul Andrei Doga, tot a contribuit la Federația de Sambo și Judo. Deci, din păcate, luptele neolimpice sunt mai puțin finanțate. Dar noi suntem priviți pe picior de egalitate cu vecinii? Nu știu, iată, domnul Busuioc vorbea foarte frumos de aceste relații pe care le are. Cum suntem noi priviți când zicem că suntem Republica Moldova și pe plan academic, dar și pe plan propriu-zis sportiv? Da, suntem la egal cu ceilalți. Dacă facem o comparație cât populație este în Republica Moldova și dacă, de exemplu, cu Rusia, acolo avem de unii alege sportivi care sunt dotați de la Dumnezeu, că au forță, au capacități, au tărie de caracter, dintre așa o mulțime de lume. A noi, dacă suntem mai puțini, suntem priviți chiar la egalitate. Suntem foarte buni. Da.
Eu vă mulțumesc pentru prezența în cadrul acestei emisiuni și pentru punctele de vedere pe care le-ați exprimat. Sper că mâine, în cadrul conferinței care se va desfășura la IRIM, vor fi puse și alte accente destul de importante pentru mediul din care faceți parte. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc, o seară bună!